Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Arhivele Memoriei. Tema ediției de astăzi este poartă titlul de Patrimoniu Arhitectonic Hatzegan. Însă, înainte de a trece la subiect, dorim să încredințăm publicul nostru, hunedorean și nu numai, că prin emisiunile noastre urmărim în primul rând a aduce istoria la cei cărora li se cuvine, la dumneavoastră, printr-un demers cultural de popularizare a ei. Respectiv, rezultatele cercetării științifice pe diverse paliere, pe diverse domenii asociate sau chiar consubstanțiale istoriei, le investigăm, extragem de acolo informația și o popularizăm spre dumneavoastră prin intermediul postului de televiziune, mai cu seamă pentru a recupera memoria trecutului nostru. Fapt care, bineînțeles, contribuie la edificarea conștiinței noastre identitare regionale, o identitate în unitate, așa cum spune de altfel și deviza Comunității Europene a Europei Unite. De aici, bineînțeles, că sperăm să trezim și respectul tinerei generații față de valorile istoriei proprii. Acestea fiind zise, vă propun un scurt popas asupra unor titluri de cărți pe care eu le-am considerat a fi indicate să fie prezentate astăzi, mai cu seamă că au și o conexiune la tema discuției. În primul rând, cercetătorul Andrei Adrian Rusu de la Cluj, un medievist prin excelență, dar și un specialist de marcă în arheologia medievală, continuator de școală a istoricului Radu Popa, finalizează un demers istoriografic pe baza cercetărilor pluridisciplinare din ultimii 50 de ani, intitulat Castelarea Carpatică, fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate în secolele 13-14. Cartea prezintă o deosebită relevanță și pentru faptul că, în primul rând, trece în revistă, spre pildă, fortificațiile de piatră din județul nostru, mai cu seamă cele din Țara Hatzegului, un ținut cu o elită formată încă din medievalitatea timpurie. Se oprește, bineînțeles, și la cetatea Hunedoarei, devenită mai târziu castelul. Se oprește și la cetatea Devei, dar și la fortificațiile de pe malul Mureșului, cum vor fi fost cele de la Orăștie, sau cea de la Uroi, sau cea de la Ilia, ori cea de la Dobra. Iată o ecuație complexă, o ecuație care se vrea a fi lămurită prin aducerea la zi a informației istorice. Domnia sa atașează și un DVD, unde sunt redate diverse imagini și hărți plus schițe, care întregesc de altfel conținutul deosebit al textului, conferindu-i o valoare istoriografică. O altă lucrare, publicată recent la editura Argonaut din Cluj, o reprezintă cea a Lidiei Gross, intitulată Confreriile medievale în Transilvania, secolele 14-16. Autoarea încearcă să epuizeze această tematică, analizând-o și desușind, de fapt, care a fost relevanța confraternităților de tip profesional, să ne amintim de breslele meșteșugărești, confreriile de tip ecleziastic religios, plecând de la conventele mănăstirești și până la ordinele clericale recunoscute mai cu seamă de Sfântul Scaun Apostolic. În această carte, Lidia Gross aduce câteva mențiuni privitoare și la județul nostru. Și trebuie să ne gândim aici că ea se referă la franciscanii din provincia Sfântul Salvator, din Hunedoara, ce își desfășurau activitatea într-o mănăstire nu departe de castelul Hunedoarei, astăzi demolată. Vorbește despre bresle și statutele de breaslă de la Orăștie, dar în același timp amintește
și pe franciscanii din Orăștie, aparținători de o altă confraternitate, cea a Sfintei Maria. Mai mult, în confraternitățile ecleziastice din zona Albei Iulii și Sebeșului, ea descoperă între membrii acelor confraternități câțiva clerici din Turdașul din apropierea Orăștiei. Un album de această dată, zicem noi, o întreprindere deosebită, coordonată de domnul Constantin Găină din Hunedoara, un pasionat colecționar, este intitulată Hunedoara, Țara Fierului. Ea are meritul, această lucrare, de a aduce în fața cititorului imagini deosebite, fotodocumente din unele din fosta arhivă a Combinatului Siderurgic Hunedoara, care prezintă începuturile exploatării fierului în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea în zona munților Poiana Ruscăi, precum și dezvoltarea vercurilor de fier, deci a uzinelor de stat siderurgice de la Hunedoara. Din uzine din care în ultimii 20 de ani a mai rămas probabil vreo 40%. Și ultima dintre lucrări aparține unor editori din Ungaria, este tot un album, se intitulează Frumosul județ Hunedoara. Stimați telespectatori, în această lucrare sunt reunite, putem spune poate 90% din cărțile poștale de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, în care au fost figurate și imortalizate diverse aspecte din orașele și localitățile hunedorene. Remarcăm rezoluția deosebită a imaginilor, dar și textele explicative din subsolul fiecărei vederi, în limba română, limba maghiară și, bineînțeles, în limba engleză. O zestre a trecutului nostru, putem spune, recuperată, pentru că aceste cărți poștale le regăsim de cele mai multe ori la colecționari și cei interesați nu au un acces facil la ele. Însă revenind la tema emisiunii noastre de astăzi, Patrimoniu Arhitectonic Hațegan, avem astăzi onoarea de a-l avea invitat în studioul nostru pe domnul arhitect Veniamin Gomboșiu, o prezență care a mai adus-o în fața publicului hunedorian în câteva emisiuni de acum 2 ani, expert în restaurarea monumentelor istorice, dar și în urbanism istoric. Domnia sa este membru în Ordinul Arhitecților din România, dar și în Registrul Urbaniștilor din România. Bine ați venit, domnule arhitect! Bine m-am găsit. Să facem o precizare, deci nu sunt expert, deci am o experiență. O expertiză. O expertiză, da. Bineînțeles că am să mă încumet eu să fac o mică introducere înainte de a trece la discuțiile propriu-zise. Acest patrimoniu arhitectonic hațegan, în marea sa parte medieval, a constituit de cursul celor două veacuri și jumătate, a ultimelor două veacuri și jumătate, începând cu secolul al XVIII-lea, și a reprezentat obiectul unor preocupări diverse. Putem să amintim aici pe maiorul austriac, baronul Friedrich Silvester von Hohenhausen, care, fiind în statul major al batalionului de grăniceri din Hațeg, după mijlocul secolului al XVIII-lea, consacră o lucrare a sa interesantului și ciudatului monument pentru el, Biserica de la Densuș. Un alt pasionat de monumentele de patrimoniu hațegane a fost medicul de Vian, medicul șef al Comitatului Hunedoara pe la 1830, Lugoș Fodor Andraș, care în cele 7 caiete ale sale, pe lângă epigrafele și antichitățile consemnate și schițate și desenate, se referă, bineînțeles, și la reședințele nobiliare, la bisericile de zid și la unele fortificații. Din sfera clericală, confesională, vicarul de Hațeg, Ștefan Moldovan, la cumpăna dintre anii 1850-1860, pe când funcționa vicar la Hațeg, cu ocazia inspectării fiecărui parohii, într-un manuscris destul de consistent,
face trimitere la starea și la datele istorice privind fiecare monument de pe raza parohiilor greco-catolice hațegane. Continuator al său este monseniorul dr. Iacob Radu, un alt cleric ce și-a dedicat cariera, dacă putem spune, istoriei hațegane și în cunoscuta sa lucrare, Istoria Vicariatului Greco-Catolic al Hațegului, face generoase trimiteri către aceste monumente de patrimoniu din ținutul Hațegului. Bineînțeles că și Nicolae Iorga a fost preocupat în călătoriile sale prin Ungaria și Ardeal la începutul secolului 20. Nu mai vorbim că, spre pildă, istoricul Ștefan Meteș se referă la unele monumente de astă dată de factură bisericească și în perioada contemporană, înainte de finalul secolului 20, istoricul Radu Popa, creator de arheologie medievistică, domnia sa chiar a cercetat prin metode arheologice și nu numai unele dintre monumentele hațegane. Domnule arhitect, cum vedeți dumneavoastră țara Hațegului și monumentele de acolo prin ochii unui hațegan? Pentru că știu că sunteți originar chiar din Hațeg și ați copilărit acolo. Da. Bogăția patrimoniului construit a țării Hațegului are o valoare incontestabilă prin zbuciumul istoriei pe care a parcurs-o de-a lungul a 10 veacuri, fiindcă dacă luăm primele secole ale mileniului, 1100-1200 și ceea ce pe marele savant și cercetător Nicolae Iorga l-a preocupat foarte mult, originea curat românească ortodoxă a primelor biserici din țara Hațegului, care au o valoare extraordinară din punct de vedere istoric, arhitectural, dar și din punct de vedere al picturii murale, au creat, de fapt, și au fost bulgăle de zăpadă care s-a dezvoltat ulterior prin condițiile socioistorice, prin conjuncturile și contextul istoric legat de luptele între, sigur, luptele de cucerire și de neatârnarea populației din țara Hațegului față de regalitatea maghiară, luptele față de prima invazie tătară de la 1241 și cea de-a doua de la 1285. În aceste contexte istorice, social-istorice, evoluția acestor clădiri, în special a bisericilor, arhitectura de zid, fiindcă o să vedeți că aici nu avem nicio clădire din lemn, din bârne de lemn, că nu este specific țării Hațegului față de alte zone din județ sau din Transilvania. Evoluția lor a însemnat, de fapt, o curioasă tranziție stilistică de la tipul simplu de clădire cu o navă, uneori cu o clopotniță simplă deasupra intrării, fără pronaos, doar cu adorgire în partea estică pentru altar, într-un sistem destul de primitiv și arhaic. Acestea au fost primele cercetate de Nicolae Iorga în vizita făcută în perioada interbelică în țara Hațegului. Este vorba de Biserica Sfântul Gheorghe din Sânt Petru, care este originală de la sfârșitul secolului al XIII-lea și care prezintă o pictură valoroasă. Este într-un stil romanic arhaizat și cu multă patină locală, realizată din materiale, și aici o să discutăm, fondul preponderent al materialelor și are obârșia din Ulpia Traiana, deci din situl arheologic, care a fost folosit ca un fel de carieră de serviciu a tuturor bisericilor din țara Hațegului. A doua biserică care a suferit o cercetare, adică a constituit un subiect de cercetare prin Nicolae Iorga, dar din păcate biserica aceea a suferit niște tranziție și în final a fost demolată și pe ea s-a reconstituit altă biserică, a fost biserica veche din Clopotiva, Preacuvioasă Paraschiva, care de la originea ei ortodoxă, de la sfârșitul secolului XIII, se bănuiește că a fost hitorită de litovoi. Prin cucerirea țării Hațegului de regalitatea maghiară, biserica a tranzitat apoi spre cultul Calvin, apoi spre cel reformat, a suferit numeroase incendii și în final, în secolul XVIII, a fost demolată în urma unui incendiu puternic și s-au pierdut niște frește foarte valoroase, inclusiv tablou votiv.
Sigur, cea de-a treia biserică, foarte valoroasă și din punct de vedere care a însemnat, de fapt, începutul celorlalte biserici de sorginte romanică, este biserica reformată din Sfântă Maria Orlea, care inițial nu s-a știut motivul pentru care a fost construită într-un moment și într-o zonă în care nu erau nici coloniști străini, sigur, sași, aduși prin puternica colonizare a secolului XIII-lea, dar nu era încă nici locuitor care să fi trecut la religia catolică și s-a erijat această biserică pe la 1280, aproximativ la 10 ani după ultima bătălie ținută între Vladislav al IV-lea cu Manul cu Litovoi. Sigur că ultima intenție a cnejilor din Țara Țecului de a rezista regalității a eșuat, Litovoi a pierit, bărbat, celălalt cneaz bărbat a căzut prizonier, Neagomir a pierit în această ultimă luptă și la 10 ani se ridică această biserică. Sigur, scopul ei a fost de a reconverti la religia catolică populația ortodoxă din Țara Hațegului. Motivul a fost și descoperirea pe pereții altarului a 10 cruci de consacrare, care a fost prima pictură a epocii, iar ulterior, sigur, pictura a fost completată după ce biserica a fost primită prin ordin al regelui Ludovic de Luxemburg de către Iancu de Hunedoara. Dar trebuie să reținem doi ani foarte importanți, 1280 și 1380. 1280 a însemnat terminarea acestei biserici, care a avut mesajul următor: atenție, cnești din Țara Hațegului, veți trece la acest cult romano-catolic și, prin urmare, primul model va fi să construiți niște biserici similare acesteia de la Sfântă Maria Orlea, ceea ce cnezii au și făcut. Și avem 4 replici, fiecare cu o varietate deosebită și cu originalitate extraordinară, și începem cu Demsușul. Toate au avut model cea din Sfântă Maria Orlea, de la 1280. Celelalte s-au construit după ea și, sigur, la sfârșitul secolului XIII, prima jumătate a secolului XIV, la începe cu Demsuș, care are niște caracteristici deosebite. Constructorii nu se cunosc, dar o ingeniozitate și un bun gust al proporțiilor se poate observa cu atenție, inclusiv extraordinara dibăcie de punere în opera materialelor extrem de diverse, ca un Lego. Deci, practic, constructorul a ales materiale din situl arheologic Ulpia Traiana, într-o mare diversitate, care funcționa ca un poligon de prefabricate, de unde a ales lespezi, pietre fățuite, pietre funerare, elemente de sarcofag, spolii romane și alte elemente care erau tipizate inclusiv capace de canalizare și fusuri de coloane, capiteluri, care au fost inserate în paramentul acestei biserici într-un mod extrem de armonios și care pur și simplu a creat o operă extrem de originală. Undeva proporțiile, după Virgil Vătășianu, aduc amartirioanele din Armenia. Suprapunerea turlei peste naos și peste 4 pietre de altar romane constituie un element de originalitate, iar turla și terminația în sistemul piramidal cu 4 frontoane triunghiulare este tipic romanicului, la fel și ferestrele bifore care creează goluri în elementul turnului. Un alt element de decorativ interesant este friza lombardă din cărămizi montate în zigzag pe cele 3 registre ale turnului, care și ele denotă un element de originalitate. Sigur că această biserică, care nu este din păcate înscrisă pe lista UNESCO, deci pe lista Monumentelor de Patrimoniu Mondial, a atras foarte mulți curioși istorici, arhitecți, pasionați de istoria arhitecturii și, în cele din urmă, ultimul șantier care a condus la restaurarea ei și prin grijă ambasadei americane, care pomenim pe fostul ambasador Michael Gates, nu? Așa, a contribuit financiar la terminarea lucrării de restaurare de o foarte bună calitate.
Următoarea biserică și foarte apropiată de ea, din aceeași perioadă, este cea de la Peșteana, cea tot de secol XIV, început de secol XIV, cu turn tip romanic peste pronaos, un naos simplu, tăvănuit, deci cu ferme de lemn. Aceste biserici, această biserică nu este boltită, cea de la Densuș are bolți, spre naos, dar bolți de deschidere foarte mică. Iar altarul este la Peșteana în sistem de bolți încrucișate pe nervuri de piatră. Să mai pomenim la Demsuș un element care, surprinzător, și asta am aflat de la regretatul arheolog Dorin Alicu, care a cercetat cu studenții partea de arheologie înainte de ultima restaurare, fundația acestei biserici este foarte scurtă, deci are între 30 și 40 de centimetri, pe un strat de argilă, lunecos, cu infiltrații de apă care au distrus freșcele originale în mare parte, dar din cauza terenului foarte slab de fundare, pereții sunt foarte groși și dublați. Deci, practic, deși în exterior vezi niște dimensiuni de peste 10 metri, în interior ai 6 metri, pereții au grosim de 1,20 m și sunt dublați de tainițe și chiar de câteva morminte. Iar prin aceste dimensiuni ale zidăriei, practic, s-a compensat slaba calitate de fundația terenului. A treia biserică interesantă, deci după Peșteana, vine cea de la biserica fortificată de la Suseni, aparent, se spune, cneziala Cnejilor Cândea, cea de lângă actuala mănăstire, construită pe la sfârșitul secolului XIII, început de secolul XIV, cu o caracteristică tipică a bisericilor fortificate, săsești. Turla este peste altar. Altarul deține un sistem de bolți încrucișate pe nervuri de piatră, deci foarte rezistent din punct de vedere al susținerii greutății superioare. Nava este simplu tăvănuită, fără pronaos. Biserica aceasta a servit în același timp, având în vedere că cetatea Colți din apropiere era o cetate de refugiu, și a constituit un fel de refugiu mai apropiat, fiindcă această turlă, deservită cu o scară exterioară escamotabilă, servea ca refugiu și de ascundere a unor avuții a cnejilor locali. Și în sfârșit, a patra biserică de tip romanic arhaic, după modelul, sigur, modelul mai mult sau mai puțin imitat al Bisericii la Sfântă Mărâie, este cel de la Strei. Și aici putem avansa cu Țara Ațegului spre Călan, de zona Streiului, o zonă care, în afara faptului că în perioada romană a avut câteva vila rustica celebre și băile romane de la Acve, a avut și un sediu nobiliar din perioada feudalismului timpuriu, inclusiv această biserică erijată lângă actualul cimitir și care prezintă o turlă romanică specifică peste pronaos, un naos tăvănuit cu ferme de lemn și acoperit cu țiglă și un altar dreptunghiular pe același sistem cu bolți încrucișate pe nervuri de piatră. Pictura este, deci toate bisericile conțin pictură. La Demsuș avem renumitul pictor Ștefan din zonă, care a pictat prima etapă a bisericii cu scene din viața sfinților. Deci din un repertoriu iconografic bogat și specific local, același pictor a pictat și freșcele de la biserica din Ostrov. Cele de la biserica din Susen, deci de la Poalele Colțului, și cea din Strei sunt pictate de meșteri locali într-un stil mai, cel de la Strei într-un stil mai naiv, iar cel de la Suseni într-un stil mai elevat și cu anumite influențe dalmațiene, bănuindu-se că de fapt inițial această biserică a servit unei posibile mănăstiri cu un efectiv mic de călugări. Atunci când dumneavoastră vă refereați la Sfântă Maria Orlea și la Densuș și cu specificația că, spre pildă, Sfântă Maria Orlea, biserica de acolo, a fost finalizată în ultima parte a secolului al XIII-lea, da, servind ca model, și vă refereați la frescă. După aceea, la Densuș, cu friza aceea lombardă. Mă gândeam că, alăturând cele două aspecte, fresca străveche de la Sfântă Maria Orlea, unde pe o porțiune a sa
avem câțiva luptători cu echipament de tip cruciat, cu scuturile alea cu cruce pe mijloc și cu armamentul pe ei, echipați precum cavalerii cruciați. Deci, sfârșitul de secol XIII nu este la mare distanță și este chiar în prelungirea perioadei cruciadelor. Mă gândeam să nu fi fost cumva niște importuri, tocmai pe acest misionarism catolic, deoarece știm că la Igriș era o mare abație cisterciană și alături de acești cisterceni au funcționat și celebrii cavaleri templieri. O influență certă la nivel arhitectonic, probabil la nivel de circulația meșterilor și circulația modelelor, va fi existat una mare. Absolut, deci din punct de vedere al meseriașilor, trebuie să specificăm că în acel moment, deci a edificării acestor biserici și colonizarea puternică a sașilor care deja își edificau primele lor biserici, să reamintim acima cele de la Biserica Cisterciană de la Cisnădioara, tot așa la sfârșit de secol XIII, și cea de la Herina, de lângă Bistrița, tot așa cele mai vechi, în stil romanic, au adus meșteri sași, sigur, din Renania, din Luxemburg, care au fost solicitați și de cnejii locali. Deci este o variantă plauzibilă. La fel și trecerea cruciaților prin zonă, cu experiența lor vizuală, posibil meșteri care cruciații știu că aveau și ele niște detașamente de luptă, care aveau și, până la urmă, geniști care ridicau și fortificații, în același timp aveau cunoștințe tehnice, puteau lua ca model cele de care am spus și aici teorialul Virgil Vetășianu, privind asemănarea cu unele martirioane din Armenia, este evidentă. Ce am putea să spunem, spre pildă, despre ctitoria de la Prislop în universul acesta bisericilor de piatră hațegane? Aș vrea să completez farmecul acestor biserici romanice, arhaice, să zic că este piatra de căpătâi a monumentului din Țara Hațegului. Ele sunt de piatră, cum se vede, nu sunt încuite la exterior. Este una dintre caracteristici, piatra aparentă, rostuită. Evidența clară a pieselor romane aduse de la Ulpia Traiana, Augusta Dacica, deci tot ce înseamnă multe elemente, deci vezi capiteluri inserate în paramentele de piatră, elemente romane care susțin acele ferestre bifore, trifore ale bisericii romanice, pe registre, deci aceste înserări de elemente sunt o caracteristică unică în zonă, fiindcă de fapt zona este săracă în piatră fasonată, săracă și în var. Să nu uităm că tot varul folosit la aceste construcții s-au luat tot de la monumentele din Sarmizegetuza, unde existau două vărării imense și practic multe elemente romane au fost martelate, deci drobite și calcinate pentru a face acest var necesar acestor monumente medievale. Deci asta este o caracteristică unică. Niciodată nu vezi, deci distrugi un sit arheologic, practic aceste monumente, care oricum erau vandalizate de popoarele migratoare, refolosești materialul și construiești aceste minunății de biserici romanice, arhaice. L-au folosit siturile romane... Ca și rezervă de piatră. Da. Epigrafele alea care erau făcute din calcar s-au pretat să fie arse pentru a fi transformate în var sau folosite ca material de construcție. Se lucra ușor în calcar, se lucra cel mai ușor din punct de vedere al elementelor decorative și al părțile, al pietrelor cu inscripționată, pisanii la monumente, la monumentele creștine, pisanile care erau scrise tot în pe calcar. De ce am amintit doar pasager Prislopul? Pentru că vicarul Ștefan Moldovan amintea într-un manuscris al său păstrat la Academia Română, nepublicat, în 1856, el a văzut pe firul acel al văii mai sus de actuala biserică, pe dreapta, urmele bătrânei mănăstiri. Atunci încă mai erau câteva ziduri la 20-30 de centimetri înălțime și le și schițează. Și mă gândeam că oare în prelungirea văii Silvașului au fost acești cnezi silvășeni sau peste deal de Fărcădinuri, pentru că e foarte scurtă distanța pe la Fărcădinu, să nu fi fost o cale pentru acești de diseminare, eu știu, de rectitorire unui așezământ. Totul este posibil și cred că sunt suficiente date pentru a veni în sprijinul acestei teorii.
Deci în zona, partea aceasta cu Prislopul, deja aparține Munții Opoiana Ruscă, deci sunt dealurile subcarpatice ale Opoianei Ruse și zona împădurită, extrem de bogată în lemn și în același timp loc de refugiu pentru zona asta deschisă a Țării Hațeiului, care nu oferea ta siguranță ca o pădure, a fost un loc prielnic sau a constituit locații prielnice pentru mănăstiri. Aș da exemplu. Bine, acum așa este. Trebuie să recunoaștem că pe harta iosefină, pe care o consider un document extrem de important, m-am folosit de-o și la Roșia Montană, pentru Țara Hațegului, la Prislop nu apare nimic. Deci, practic, armata austriacă a demolat-o. Comisia Bucov. Aproape au ras-o, fiindcă nu mai există nimic original din pictură. Pictura este acum, este cea de la 1796, actuala pictură. Ea a fost reconstruită pe planurile lui Nicodim, dar foarte interesant, ceea ce amintește și Arsenie Boca, de fapt, într-o carte, a mai fost o mănăstire foarte importantă și veche. Cea din Amonte? Nu, cea de la Plosca. Cea de la Plosca, lângă Teliuc, o mănăstire ortodoxă veche de sfârșitul secolului XIII, început de XIV, care a avut un noroc. Deci, două picturi murale, însemnând pe Sfântul Ierarh Nicolae și încă pe Sfânta Maria, au fost salvate. Deci, bucățile de tencuiel au fost salvate și se află actual la Biserica Sfântul Nicolae din Hunedoara. Au fost reimplantate în tencuiala originală, în paramentul altarului, a catapeteasmei. Ele se văd și astăzi, au fost restaurate. Acea mănăstire a fost și ea distrusă, practic rasă așa de austrieci. În anul 2006 am făcut o recunoaștere de teren acolo cu colegii mei, la sfârșitul unei ierni. E undeva mai sus de Cătunul, actualul Cătun Mănăstire și Teliuc, și Ghelari, deasupra de Teliuc și sub Ghelari, în pădure. La îmbinarea două văi, formează Valea Pârâului Plosca, actualmente se varsă în lacul de acumulare de la Cinciș. Ce se mai păstrează e doar o cruce de piatră ridicată la 1821, pe care este inscripționat faptul că un anume Alic a ridicat-o, că acolo a fost bătrâna mănăstire. Locul este numit și Poiana Mănăstirii sau Poiana Alicului sau Poiana lui Miștoc. Știm că un raport întocmit pe la 1790, existent acum un veac și ceva în Arhiva Mitropoliei Blajului, menționa faptul că pe baza unor documente mai vechi, aflate atunci, probabil între timp pierdute, această ctitorie de la Plosca era mai veche chiar decât cetatea Hunedoarei. Vă dați seama, locul este deloc investigat sub aspect arheologic, pe când cel de la Negoiu Răchitovei a fost săpat arheologic. Așteaptă această investigație. Într-adevăr, așa este cum ați spus dumneavoastră. Haideți să translatăm către aceste alte monumente de zid laice, fortificațiile elitei hațegane, acnezilor hațegani. Da, acum eu am vrut să amintesc că am amintit anul 1280, am zis 1380. Ce spune 1380? Deci cnejii din țară au răgați de 100 de ani, practic, să treacă la catolicism. Pentru a-și menține privilegiile. Pentru a-și menține privilegiile. Sigur, unele privilegii câștigate prin sânge. Și prin luptă. Deci toate, cum să zic, actele oficiale ale regalității maghiare care au instituit noi nobili, nu? Că unii nobili... Diplomele nobilitare. Au avut la bază sacrificii. Acești oameni au luptat. Nu le-au primit de-a gata. Privilegii obținute prin sânge, prin bătălii, prin fapte de arme. La 1380 se întâmplă... Erau aceste biserici ridicate, dar slujba era ținută de preoți ortodoxi, în limba română veche, arhaică, cum se discuta, și la 1380 din dinastia angevină, deci Ludovic de Anjou, scoate un act regal prin care obligă pe toți cneșii Țării Hațegului să desfințeze slujba în limba română, să îi alunge pe preoții ortodoxi și să instituie preoți de confesiune catolică în limba latină și parțial probabil predica era totuși în limba română, deși niște probleme de comunicare care le văd destul de grave. Lucrul acela a însemnat probabil niște ani foarte duri, fiindcă probabil n-a fost ușor acestor cneși care deja schimbaseră numele prin acele sufixe, fii,
Kendere și Kendefi și așa mai departe, dar sigur că aceste slujbe erau împreună cu, cu comunitatea, deci cu obștile, trebuia să fie în limba obștii, care era română. S-a întâmplat atunci o scindare. Deci, practic, au trebuit obștea să-și construiască bisericile ale lor, iar bisericile foste cneziale au revenit cnejilor maghiarizați, prin nume și prin noua confesiune. Așa primește și Kendefi, biserica care era undeva obștei, dar o primește ea pe cea de la Sfântă Mărie Orlea. Ceilalți cneji le primește ea din Demsuș, în sfârșit, iar comunitățile românești trebuie să-și construiască biserici proprii. Acesta este într-adevăr un aspect care poate puțin a fost studiat, dar de Radu Popa a fost studiat și chiar de Cristian Moisescu, care este o carte excelentă, Arhitectura medievală de secol 13-14. El are 4 volume, această colecție, foarte interesantă, în care se specifică acest aspect, de fapt legat de religie, de noua religie, de faptul că acest cnej devine o nobilime care ține deja de coroana regatului maghiar, inclusiv să nu uităm de Iancu de Hunedoara, care era botezat catolic, avea chiar și un călugăr catolic, Capistrano, în cadrul castelului. Deci lucrurile luaseră deja făgașul european, să zic, unei religii europene puternice, care avea în spate o infrastructură financiară, putem mă gândesc la papalitate, care a sponsorizat și, de fapt, a investit în campaniile împotriva turcilor. După aceea, sigur, venim pe istorice, le înțelegem mult mai ușor, că, de fapt, acești voivoși și principi români au fost aici un fel de străjeri, în, să zicem așa, la marginea Europei, împotriva acestor năvălitori. Meritul lor. Deci meritul lor trebuie și foarte mult respectată istoria, pentru că așa s-au sacrificat. Într-adevăr, meritul militar este vizibil mai cu seamă în actele acestea de nobilare, de reconfirmare a unor privilegii nobilitare și toate, sau marea majoritatea lor, menționează faptul că au dobândit nobilitate sau li s-a confirmat nobilitatea urmașilor datorită unor merite militare dobândite de înaintașii lor în oștile voievodale, cneziale sau regale. Și această luptă continuă cu turcii se menține chiar și în secolul al XVII-lea, când Transilvania deja era principat autonom, dar principii s-au văzut nevoiți să facă un balans diplomatic continuu între poarta otomană și Habsburgi. Și de multe ori, aliindu-se cu creștinătatea de tip romano-catolic, au trebuit să țină piept incursiunilor repetate din spre pașalâcul de Timișoara a turcilor respectivi. Însă aspectul se schimbă odată cu răspândirea reformei religioase, reformei de rit calvin sau cea de tip evanghelic luteran și în părțile noastre și mai cu seamă în partea părțile Hasegului, și atunci geografia confesională, bineînțeles că ea își schimbă și conformația. Bun, trebuie să recunoaștem aici că oarecare metamorfoză a existat pe etape religioase, deci pe partea confesională și în același timp o extrem de mare varietate legată de arhitectura locuirii. Deci, ca să trecem acum la partea mai domestică, primele cetăți fortificate din țară au fost, de fapt, niște locuințe fortificate, tip donjon. Și, cum ați rugat, de fapt, să amintesc puțin de partea de locuire, aceste turnuri locuință pe care le întâlnim la Răchitova, la Mălăiești, la Sălașul de Sus și la cetatea Colț sunt specifice. Deci pe o ridicătură naturală, fie că e stâncă, fie pe un deal, într-un loc împrejmuit, ori cu șanț, umplut cu apă, cu un pod de lemn accesibil la un turn, de la etajul 1 în sus, cu 2 sau 3, la colț avea chiar 4 niveluri acest turn de apărare și de observare la colț, fiindcă avea o terasă crenelată la ultimul nivel, care oferea un punct de observare la mare distanță, unele înconjurate cu incinte de piatră, din zid de piatră, cu anumite fortificații, turnuri de colț sau camere de gardă care s-au amplificat prin secolul 15-16. Unele au fost abandonate, cum e cea de la Răchitova, cea de la Colț a fost până în secolul 16 utilizată ca loc de refugiu și pentru obști, de se aduna acolo în caz de invazii în țara Hațegului, ca loc de adăpostire. Și, practic, evoluția lor
până în secolul 18, cel mai important, zic eu, deci după perioada austriacă. Aici nu avem renaștere decât foarte puțin, anumite renaștere la curțile cneziale de la Râu de Mor, elemente de renaștere. Curtea cnezială de la Susen este practic ruină și de-abia se fac acum, se fac niște cercetări mai ample, iar cea de la din păcate, de la Râu de Mor a devenit ruină, fiindcă nu a fost supusă unor griji și unei restaurări, chiar și unei reconstituiri, oare pe undeva mai ample. Dar a avut cea de la Râu de Mor elemente până în secolul XV, chiar din Renaștere. Deci anumite pilaștri, anumite goluri rotunde la ferestre au fost de tip Renaștere. Ce vreau eu de fapt să vă întreb? Mă gândeam, văzând diverse materiale filmate în zona Sălașului, cum apreciați până la urmă modul sau soluția de renovare, ca să zic așa, a turnului locuință de la Mălăiești. Pentru că deja această lucrare este finalizată prin implicarea comunității locale de acolo și ei încearcă cumva să o integreze ca o ofertă turistică. Dar pe partea aceasta altă de monument, probabil că s-au studiat niște aspecte din acestea de cercetare fundamentală și documentație, ca să știe ce au ei de făcut. Da, da, deci sunt documente și arheologice și partea de studiu istoric la aceste monumente, este imposibil să nu fie, doar că ele sunt niște incinte destul de mici, turnul locuință și are niște dimensiuni destul de mici, practic oferta turistică este posibilă din punct de vedere al cunoașterii unor etape de evoluție istorică a comunității locale, să zicem, și de admirarea peisajului. De pe aceste platforme poți să admiri peisajul. În orice caz, ele nu pot fi locuibile, deci, cel puțin pe partea asta, este un total inconfort. Aș da un exemplu extraordinar care l-am văzut recent, este vorba de cetatea Câlnic, de lângă Sebeș, care este patrimoniul UNESCO, deci din patrimoniul UNESCO, a suferit o restaurare ireproșabilă și o amenajare peisagistică interioară deosebită. Are încăperi, bine, este, are o dimensiune mult mai mare decât Mălăieștiul, să zic, dar are încăperi în care se oferă, cum să zic, noaptea nunții, evenimente extraordinare, concerte, o capelă în care se țin concerte și audiții muzicale, deci refuncționalizarea acestor spații este foarte importantă. La un turn locuință, la un donjon, din păcate, nu prea mare lucru. Și Câlnicul are un donjon, e adevărat, deci are poate mai amplu ca cel de la, măcar este spațiu muzeal, deci acolo sunt scări interioare apropiate, te miști într-un circuit de vizitare pe verticală și nu poți să admiri decât niște vitrine cu piese istorice sau arheologice. Deci, cum să zic, refuncționalizarea acestor spații este extrem de importantă, dar în același trebuie adaptată conformații istorice, volumetrice a elementelor istorice și arhitecturii originale, inclusiv a construcției, care nu poate suferi modificări. Tocmai aceasta este regula de bază în restaurări, nu poți să faci adăugiri, extinderi, minimizări ale spațiului, deci spațiul trebuie conservat, protejat, restaurat și refuncționalizat la dimensiunile lui originale. Și dacă se poate să creăm și o atmosferă de epocă, în maniera în care s-ar putea reconstitui piese de armament, de mobilier de epocă. E mai greu, într-adevăr, dacă nu avem, spre pildă, niște inventare. Ori inventarii au fost atunci când s-au făcut vânzări, când au trecut de la un proprietar la altul, sau dacă fortificația a avut o amploare mai mare și a fost descrisă de un călător, spre pildă. Da, acum, sigur că depinde de puterea financiară a fiecărei, zicem așa, zone în care trăiește un monument. Hunedoara este un exemplu bun, castelul de la Hunedoara. Sunt multe castele în Franța care trăiesc prin aceste evenimente de carnaval, să zic, sau de care, să zic, regizează evenimente istorice prin costumație, activități, chiar scene de senzație și unele chiar tenebroase. Deci, sigur că fiecare turist vrea să guste o anumită atmosferă, mai veselă, mai tristă, mai primejdioasă. Și fluxul de adrenalină variază, sigur, și este un bun, să zic, un bun prilej de a pune în valoare un monument prin aceste, să zicem, resuscitări de stări medievale, deși, sigur, că omul medieval, cum spune
spun mai toți medievaliștii, au trăit un alt timp, un alt spațiu, alte moravuri și o altă cronologie. Omul modern are o altă viteză, o altă viziune și pus în datumea spațiu poate se simte neadecvat. Exact. Am văzut că în spațiul german, spre pildă, se practică foarte mult asocierea culturii majore a concertelor, spre pildă, de operetă, a concertelor simfonice, cu monumentul istoric. În vecinătatea sa este amplasat, este amenajat un spațiu imediat lângă o fortificație, să numim un castel, unde în serile de vară sau în zilele anotimpului călduros sunt organizate asemenea manifestări culturale. Într-adevăr, prezența unui mare monument sau unui monument medieval dă și o anumită culoare momentului respectiv. Asocierea aceasta între arta majoră și arta, spre pildă, militară sau bisericească poate fi un exemplu bun pentru a atrage până la urmă consumatori de artă, publicul de artă, care e un palier al turismului mai elevat, turismul cultural. Dar acum, într-adevăr, managementul în turism este un lucru foarte important și nu știu cât de mult la noi în țară, în momentul acesta, este o experiență acumulată, fiindcă sunt de la caz la caz, lucrurile pot fi extrem de bine cercetate și găsite niște soluții pe măsură. Ideea acestor carnavale, mie cel puțin, uneori îmi displace, sincer vorbind, fiindcă poate degenera în chici sau într-un spectacol ieftin. Oricum, problema turismului cultural trebuie valorificat pe această speță, cum a zis. Deci concerte, audiții muzicale, muzee, simpozioane pe teme istorice. Am văzut în Germania chiar niște mănăstiri care au fost transformate în hoteluri, dar cu anumită tentă, deci hoteluri pentru evenimente, nunți, botezuri, să zic, deci nu distracții, deci nu o distracție gălăgioasă. Bineînțeles că această latura chiciului trebuiește evitată și trebuiește eliminată pentru că nu concordă cu semnificația locului și cu relevanța istorică a unui monument până la urmă și ar vulgariza respectivul sit istoric. Da, absolut. Și ar veni în contradicție chiar cu mesajul istoric al monumentului. Iată, stimați respectatori, timpul nu ne iartă. Am reușit să ne perindăm relativ într-o călătorie scurtă în țara Hațegului, vizitând cu ochii minții câteva dintre perlele acestui ținut, care țin de patrimoniul arhitectonic medieval. Probabil că ar mai fi fost de vorbit și cu siguranță mai este de vorbit mult, în special cu referire la reședințele și palatele nobiliare și de aceea îmi permit să-i adresez o invitație pentru o nouă emisiune domnului arhitect. Ne-am referit și la potențialul turistic al acestor monumente. Ca o încheiere, ar trebui să fim mândri că datorită acestor monumente vizibile încă, avem acele efigii care ne demonstrează legătura noastră cu Occidentul. Dar în același timp să și avem grijă de acest tezaur. Mulțumim invitatului nostru de astăzi, domnul arhitect Veniamin Goboșiu, pentru că ne-a onorat cu prezența sa în emisiune. Mulțumesc și eu. Mulțumim publicului telespectator pentru răbdarea avută în a urmări emisiunea noastră. Mulțumim echipei tehnice și de regie și până la ediția următoare vă dorim toate cele bune. Doamne ajută!